M-am teleportat. Am ajuns de la Crevedia în Parlament. Da, ce fac ăștia aici? Își aleg conducerea. Negociază. Ia fiți atenți aici. La Crevedia mor oameni și aici negociază funcții. Ah, uite-te-ți. Cine e acolo? Domn Fenechiu. Ăla de ștrădă avocații și care își puse toate rubedeniile și prieteniile prin funcții pe la UNBR și pe la Baroul București. Da? Ia fiți atenți. PNL-ul negociază cu PSD-ul. Ține-te. Da. Ia. Ia. Nici aici nu veniră toți. Bună, bine ați venit. Bună ziua. Se aude cu ecou? Mulțumesc, domnule președinte. Ia. 13 membri din grupul interparlamentar al Senatului. Bună, bună. Repartizarea este următoarea. Președintele Senatului din partea Partidului Național Liberal. PSD are 4 membri în BP, previziu și vinciu secretar și orchestor. Partidul Național Liberal 4 membri în biroul permanent, doi vicepreședinți, un secretar și un chestor. USR, doi membri, un chestor și un secretar. AUR, un membru, un chestor. UDMR, un secretar, pardon, AUR, un membru, secretar. UDMR, un membru, un chestor. S-a ținut moment de reculegere pentru Tobă sau pentru Crevedia? Da. Vă mulțumesc. Urmează ca liderii grupurilor parlamentare să prezinte propunerile nominale în funcție de vicepreședinte, secretar și chestor pentru această sesiune parlamentară. Dar cuvântul liderilor grupurilor parlamentare pentru a prezenta propunerile nominale. Domnul senator, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vicepreședinți din partea PSD, domnul senator Paul Stănescu și domnul senator Marius Cazanciuc, secretar domnul senator Ion Ceancă, chestor domnul senator Marius Alexandru Tunca. Vă mulțumesc, are cuvântul liderul nostru parlamentar al PNL. Acum, stai să vorbească, stai un pic. Păi m-am înscris. Din partea Partidului Național Liberal, vicepreședinți sunt Sorin Câmpeanu și Virgil Guran, secretarul rămâne Robert Anastase, iar chestor va fi Ciprian Pantea. Mulțumesc. Dar vă mulțumesc. Are cuvântul liderul grupului parlamentar al USR. No name, or frate. Nici nu știu cine sunt ăștia, nici ce au făcut vreodată. Ia. Sunt schimbări la USR, senator, secretarul insist ca de fiecare dată că nu se respectă oralitatea nici reprezentarea grupurilor procentuale, nici automatismului. Mulțumesc, are cuvântul liderul grupului parlamentar. Grupul AUR propune funcția de secretar pentru funcționarea. Vă mulțumesc. Are cuvântul liderul grupului parlamentar al UDMR. Stimați colegi, vă reamintesc că lista candidaților pentru funcțiile din biroul permanent se supune în întregime votului Senatului și se adună majoritatea voturilor senatorilor prezenți. Pentru celeritatea desfășurării lucrării, vă rog, conformitate cu prevederile regulamentare, vă propun ca procedură de vot cu secret electronic pentru lista candidaților votului pentru funcțiile din biroul permanent. Există intervenții cu privire la procedura de vot propusă? Procedura, domnule președinte. Vă rog. Vă mulțumesc frumos, bună ziua, bine v-am regăsit după o vacanță dumneavoastră și muncă continuă a mea. Având în vedere ceea ce s-a întâmplat în ultima săptămână,
Vă solicit să vă ridicați în picioare și să țineți un moment de reculegere pentru victimele de la Crevedia. Vă mulțumesc frumos! Domnule președinte? Deci dacă nu spunea domnul Ciucă, nu se ridica niciunul din ăștia. Vă mulțumesc, Dumnezeu să odihnească în pace. Înțeleg că PSD-ul e nerăbdător când e vorba de momente de reculegere. Să vă fie rușine. Principalii vinovați sunteți. Să vă fie rușine. Hai, să vă fie rușine. Hai. Votul împotrivă este al meu, da? Ca să înțelegeți. Abținerea ta? Deci ați auzit, da? PSD-ul cerea președintelui să încheie odată momentul de reculegere, că a uitat să încheie. De acolo, din dreapta, e filmat. Rușine. La Comisia de Cultură, funcțiile președinte, Partidul Național Liberal desemnează pe domnul Pufu Vlad. Mulțumesc mult! Vă mulțumesc! Iar pe madama de la Comisia juridică din partea PSD-ului interesat de regulamentul din sală să nu filmezi. În perimetrul meu filmezi ce vreau eu. Eu azi. Vicepreședinte Cazanciu Robert Marius, PSD. Vicepreședinte Stănescu Pavel, PSD. Aera. Vicepreședinte Câmpeanu Sorin Mihai, PNL. Vicepreședinte Curan Virgin, PNL. Deci vreau să vă spun că marele partid de opoziție AUR a votat pentru aceste funcții, pentru funcțiile PSD-ului și funcțiile PNL-ului, USR-ului și UDMR-ului. Înțelegeți acum că-s mână-mână toți? Acum înțelegeți? E totul live. Supun votului dumneavoastră lista candidaților propuși pentru funcțiile din biroul permanent al Senatului. Vă rog, votați! Contra. Da? Aici, ăsta e al meu. Da? Deci AUR a votat din nou lista PSD, PNL, UDMR și USR. Da? Ăsta e AUR-ul vostru. Coclit, tinichea. Da? Pentru funcții au vândut și pe măsa. Asta au făcut. Mor oamenii acolo, îi doare undeva. Ordinea de zi, fantastic. Fiind epuizată, trebuie să fac mențiune înainte de a declara să ședința Senatului, că imediat urmează să discută ședința biroului permanent. Ca atare, dați-mi voie să declar închisă ședința Senatului. Vă mulțumesc. Minunat. Minunat.
Gata. Au muncit și azi. Deci nu, la ăștia le țin... le țin la Ivona Nica să se vadă. Da. În ce hal sunt toți. Ca să înțelegeți. Da. E bine că ați văzut. Mă duc să însemnez și eu contica. Am ajuns. E cineva cum m-am teleportat. M-am teleportat cum am putut. Am un șofer bun pe bărbatul meu. Chiar s-au strâns să vină. Deci ăsta sunt ceva groază. Groază. Deci ați văzut, dragilor, ce se întâmplă în Parlament. Ați văzut că am cerut un moment de reculegere pentru Crevedia. Ați văzut că nu voia nimeni în afară de Rodica Boancă, care s-a ridicat, nimeni din sală nu s-a ridicat, a trebuit să-i cer să mă întorc către Ciucă și Ciucă, bună, și Ciucă să le spună celor din sală să se ridice pentru moment de reculegere. Nici măcar cei de la AUR nu s-au ridicat în picioare, e filmat totul. Atenție! Singura care s-a ridicat e Rodica, aici lângă mine. Atât! Da? Singura. În rest... nu s-a ridicat absolut nimeni în picioare până când m-am întors către Ciucă și am zis, domnule președinte, el e președinte, el trebuie să dispună. Ceilalți au mărit. Și, sănătate. Din partea dreaptă de la PSD s-a auzit, domnul președinte, gata, s-a terminat momentul de reculegere. Momentul de reculegere se ține un minut. Da? Domnii de la PSD, care sunt vinovați până în gât de dezastru de la Crevedia, urlau că de ce ține atât de mult momentul. Iar pe madame, cum o cheamă pe aia? Ful? Cum o cheamă pe aia? Moagher. Moagher, de la Comisia Juridică de la PSD, Laura Moagher, care este senator Prahova, da? Mamă, ce mafie e acolo cu PSD-ul, vă doare capul. Noi nu avem un regulament să-i oprim filmarea? Nu, madam, pentru că în perimetru meu filmez cum vreau eu și unde vreau eu. Da. Este inacceptabil. Inacceptabil așa ceva. Deci nu mi-am închipuit vreodată că vor fi în stare să-și bată joc și de un moment de reculegere. Da? Ăștia, aici e PSD-ul, aici și o parte din droastea, pe urmă vine AUR-ul, pe urmă vine PNL-ul și în partea aia, pe ultimul rând, USR-ul și cu UDMR-ul. Da, uite ce fac. Acum mai rămân, nu s-au mai văzut de mult, mai pun la cale o chestie la o comisie, mai pun nu știu ce, da? Da? Am crezut că se poate face o colaborare cu ei, ceva în Parlament. Cum să faci colaborări când tu votezi cod la cod cu PSD-ul, PNL-ul, DMR-ul și USR-ul, listele lor? Ok, bun, aveai și tu niște oameni, da, te înțeleg, dar votează împotriva pentru că nu poți fi de acord cu mizeriile PSD-ului, PNL-ului, USR-ului și UDMR-ului. Uite-l și pe Căcățu, uite-l și pe Căcățu, ia uite-l ce fericit e. Uite-l băiatul, uite-l băiatul. Super fericit. Super fericit. Da. Să trăiești. Da. Atunci pe domnul Vela, cel care are probleme cu stegulețele de pe mașina mea. Da? Uite. Toți sunt fericiți. Uite. Ce-s de la PNL. Ăsta e un băiat de treabă. Băiatul ăsta, sacou albastru. Ăsta e băiat de treabă. Ăia în spate sunt de la UDMR. Ok, vedeți? Oh. Așa, mai pun ăștia de la PNL și de la... Da, în partea elaltă sunt și de la USR. Și AUR. Deci AUR... Iată că vă fără ochelari. Da, AUR, PNL și USR împreună. Bun. Ia uitați aici. Au, ce fericit sunt împreună. Ia uite-i. Și ăsta din stânga, cum vă uitați, e de la AUR. Ia uite ce fericit sunt împreună. Ia fiți atent. Ia uite. Își notează unul de la altul. Interesant.
Înțelegeți acum cât de singură sunt eu pe aici? Cu cine să faci, frate, grup? Cu unii care nu se ridică să țină un moment de reculegere pentru crevedia? Ăștia din partea asta, ăștia, sunt de la USR. Așa-s de la USR. Ia. Hai să văd. Aha, domnul Corlățean de la PSD, dar grupul ăla de acolo e de la USR. Bun. Și ăștia s-au adunat de la PSD aici, PSD-ul în stânga, tot timpul este USD, PSR, PSD-ul. Nu mai, mă doare cap. Aha. Bun, mă duc să mă semnez și eu că avem condică. Da. De-aia sunt supărați ăștia că eu le filmez. Păi de ce să nu le filmez? Lasă le filmez să vadă, să vedeți ce mizerie aici. Păi de eu trebuie să am aici aparate de înregistrat non-stop. Ăștia te bagă în pușcărie fără să vrei. De asta te bag eu în pușcărie. De ce să mă bagi ei pe mine? Ia. Bună, bună ziua! Am și de-astea? Ați văzut că v-am mai trimis și pe... Am văzut. Ia, dați-mi aici în direct. Astea sunt răspunsurile... Nu v-am filmat. Astea sunt răspunsurile mele, da? Bun, mulțumesc frumos. Vă pup. Deci am și eu... Am treabă, am o groază de răspunsuri. Bună ziua. Ăștia sunt. Ia uitați-vă aici. Ăștia sunt. Da? Mamă, ce afaceri să fac aici în Parlament? Nici nu vă puteți închipui. Să știi, mai mari afaceriști și mafioți, cei mai mulți dintre ei. Mai sunt și oameni de bun simț, foarte puțini. Da, eu stau ca orice elev care nu-i cu minte în ultima bancă. Da, bun. Asta să dau și o telefon să vină după mine, de-abia a plecat Silviu. Și mai am o chestie, cheltuielile pe care le am în circumscripție, mie mi le aprobă după 2-3 luni. Deci eu dau bani din buzunarul meu și după 3 luni de zile mi le recuperez. Da? Deci 3 luni de zile, dă tu, Dianu, cu sutele de milioane, cum poți, că ți le dăm mai după aia. Am înțeles. Asta e, nicio problemă. Ne descurcăm cum putem. Da. Ia uitați-vă cine a venit aici. Da? Domnul cu evrei. Ia uitați-vă cum colaborează cu PNL-ul. Ia uite, mâna, ia uite cum îl ia în braț. Ia fiți atenți, fraților, aici. Ia. Ce bine că n-am plecat. Ia fiți atenți, fraților, aici. Domnul Simion. Împreună cu PNL-ul. Ia uite. Ia uite, ia uite cum vorbesc împreună. Inimaginat. Ia fiți atenți aici. Ia uitați-vă, fraților. Extraordinar. Tata, s-au înțeles. Foarte tare. Ia uite cum se pupă cu toți peneliștii. Extraordinar. Ia uite. Excelent. Ia. Cred că dacă vine la mine, nu știu ce-i fac. Ia uite, ăsta-i de la PNL. Uite cum vorbesc cu ei. Deci, ce prinsei, frățicule! Mamă, ce-am prins! Wow! Deci nu cred așa ceva. Aranjamente între AUR și PNL. Între Simion și Câțu. Inimaginabil! Wow! Da, votează AUR-ul pe bandă rulantă tot ce vrea PNL-ul și PSD-ul. Mamă, ce tare! Băi, deci nu cred așa ceva! Da, nu s-au ridicat în picioare să țină un moment de reculegere. Bă, când eu v-am spus că iudă, e iudă, bă, băieți, ați văzut cum a vorbit cu căcățul? Inimaginabil!
Dați băi peste tot să vadă oamenii ăia mărâți din aur, acei oameni care cred în mizeria asta. Când eu v-am spus că ăștia sunt împreună, inimaginabil, extraordinar ce am văzut, Simion împreună cu PNL-ul, cu Câțu, inimaginabil, distribuiți peste tot. Uai de capul meu, cât tupeu mizerabil! Băi, scoateți repede din live-ul ăsta, frate, salvați-l! Inimaginabil, când eu vă spun... A, păi de acum stau cu telefonul pe voi ca pe butelie. Distribuiți, fraților, distribuiți peste tot, este inimaginabil. Băi, ce-am putut să vă să-i prind? Inimaginabil! N-am ieșit eu, m-au dat afară. Numai că eu n-am stat să mă judec cu ei. Că și așa, niciodată, i-am zis eu lui domnul Colceac, ce căutăm, domn profesor, aici noi, rețeaua profesioniștilor, devenita specialiștilor, ce căutăm, bă, aici? Păi n-ai unde, Diana, în altă parte, că doar nu te asociezi cu ei la alții. Așa e. Am crezut că intrăm aici. Inimaginabil, oameni buni. Pe față, pe față. Nu fi văzut că sunt în sală? Mamă, ce i-am prins pe ăștia. Inimaginabil. Păi, fraților, voi ați văzut cum s-a luat în brațe cu Câțu și cum și-au vorbit la ureche și cum s-a luat în brațe cu toți peneliștii? Wow! Și voi vreți ca eu să mă unesc cu ăștia? Acum înțelegeți de ce Haules Baules nu s-a băgat în Crevedia? Inimaginabil, oameni buni! Inimaginabil! Partidul meu este SOS România, făcut de mine și de Silviu și de oamenii cu care am ieșit în stradă mereu din societatea civilă. Inimaginabil. Da, întotdeauna închid ușa la Parlament. Eu stau că pentru că aici se întâmplă niște chestii și vreau să le... Extraordinar! Bă, fraților, bă! Bă, ce-mi place mie să stau eu în Parlament și să închid ușa? Câte chestii observ! Doamne ferește, mă! Inimaginabil ce am putut să observ. Dragilor, o să ies cu ăsta, că mi s-a spus că trebuie să am tot timpul camera dată drumul. Vă mulțumesc, la revedere! Deci mai sunt eu și cu cei de aici, de la curățenie. Da? Da. Eu închid ușa aici. Aoleu, ce grea ușa! Și pentru cine nu m-a crezut... Sala de la Senat se numește Sala de Plen Regele Mihai I al României, da? Și acum s-a închis ușa, da? Ca să înțelegeți. Domnul Câțu? Bună ziua! Domnul Câțu, aveți o prietenie cu domnul Simion special, așa? Da, păi am văzut că v-ați luat în brațe. Acum, da, și ați vorbit un pic la ureche. Dar știți că atunci când vorbiți cu o doamnă, nu stați jos? Vă ridicați în picioare? Da. Nu, eu nu sunt reporter, eu sunt senator. Așa că dacă vreți să vorbiți bine, dacă nu, nu. Nu, păi eu vorbesc pentru oameni. Aș citi legea 96/2006, care spune că suntem în serviciu poporului român în orice clipă și că trebuie să vorbiți cu oamenii? Deci vă asumați vreo răspundere? Da, non-stop, eu acum vin de la Crevedia, unde am intermediat negocierile pentru acei oameni omorâți. N-ați fost pe acolo, de ce nu v-ați dus la Crevedia? Să vedeți ce se întâmplă. Da, ca parlamentar. Da? Da? Bun, o să văd dacă o să votați ceea ce o să aduc eu aici. Dar, pe perioada în care ați fost la guvern și ați fost prim-ministru, vă asumați o răspundere pentru tot ceea ce s-a întâmplat? Pentru creșterea economică de 6%, pentru dobânzi... Creștere? Pentru creșterea împrumuturilor? Pentru scăderea împrumuturilor cu 30 de miliarde față de 2020,
pentru dobânzi negative, pentru inflație mică, pentru dobânzi mici, pentru creșterea salarilor, dar mi-asum toate acestea, doamne. Mm-hmm. Uitați-vă unde suntem astăzi. Da, dezastrele, văd unde suntem, la prăpăd. Și atunci de ce? Păi... Nu, dumneavoastră mi-ați dat răspunsuri pentru toate, poate toate acele dobânzi nenorocite pe care le-ați luat la împrumuturi. Nu, n-ați luat dobânzi negative. Domnul Cîțu, de ce ați lăsat România în faliment? 53% a fost pe vremea dumneavoastră, ați adus România datorii din PIB. Greșiți din nou, singura dată când datoria din PIB a depășit 50% este în iunie anul acesta, a depășit 51%. Nu, a fost anul trecut dat chiar de către Ministerul Finanțelor. Da? Sunt publice pe Ministerul Site-ul Finanțelor, vi le arăt. Deci nu vă reproșați nimic. Deci așa v-ați învățat dumneavoastră în cei 7 ani de acasă, când vorbiți cu o doamnă să stați pe scaun, da? Nu, eu stau în picioare. Noastră, când vedeți o doamnă că stă în picioare, trebuie să vă ridicați. Nu vreau să stau jos. Știți de ce? Pentru că eu nu sunt obișnuit. Eu sunt într-o continuă mișcare. Eu am grijă de oameni. Nu am stat foarte mult. Spre deosebire de dumneavoastră, care veniți din an în Paște, da? Și vi se plătește indemnizația aia, deși ar trebui să vi se rețină 1%. Nu, că am filmat mereu. Unori sunteți, alteori nu sunteți. Da? Dar ce legătură aveți dumneavoastră cu Simion de a veni și v-a pupat azi? Sunteți filmat pe live. Și ce i-ați spus la ureche? I-a spus să treacă pe mine, să nu facă scandal. Da, aia v-ați luat în brațe? Da, da, sunteți filmat în direct. A dat mâna cu voi toți, v-a pupat, v-a nu știu ce, nu avea nici telefonul. Hai, de ce nu spuneți oamenilor că vă întâlniți? Da. Asta e cea mai tare. Aoleo, ce râs aveți, perfid. Da. Nu m-ați ajutat. Nu, dumneavoastră mi-a ajutat pe mine. Păi noastră în vecii vecilor nu o să ajungeți la live-urile mele. Credeți-mă. Da, nu m-ați ajutat. Din contră, ați arătat poporului român că nu vă asumați absolut nimic. Ce vă asumați? Creștere? Creștere economică, dobânzi mici, inflație mică, toate... Deci România era perfect. Era mai bine decât astăzi. Am înțeles. Deci că ar trebui să fiți numit din nou prim-ministru. Am spus că România era mai bine decât astăzi. Deci ar trebui să fiți numit prim-ministru din nou? Cu terenurile de la Voineasa ce faceți? Nu știu, vă întreb și eu. Câte acte aveți pe terenurile de la Voineasa? Sunt moșteniri ale familiei. Sunt moșteniri? Și dosarele penale pentru ce sunt? Dosarele penale. Deci, sunt moșteniri. Stăbunicii mei au murit în război. Statul român l-a confiscat. Toți munții aia? Dar n-am munți, doamne, ce munți. Dar cine a defrișat toate pădurile alea de acolo? Nu sunt defrișate și nu am... Nu sunt? Nu, și nu am spus. Am înțeles. Iar dacă nu l-ați propagat la lui Simion... Nu, eu am luat, am dosarele acasă. Mi le-a dat cineva în copie. Da. Povești, filmați lângă... Câte hectare aveți acolo? Este declarația de avere, doamne. Totul e declarația de avere? Vorbesc și de familia noastră, cu totul. Că știți, noastră în politică vă luați pe familie tot. Ce facem aici? Asta e interviu? Zic că nu sunteți în presă. Dar sunt un senator care vă întreabă. Da? Nu e voie? Da. Păi, dar nu e normal. Da, de ce? Nu, eu cu dumneavoastră nu o să fiu niciodată prietenă atâta timp cât v-am făcut 20 de dosare penale. Mie? Da. Okay. Unde sunt? Sunt la parchetul general. Nu va chema nimeni, nu? Se va întoarce roata și o să fiți chemați. Da? Toți. Și dumneavoastră și toți ceilalți din guvern. Deci nu va chema nimeni la parchet. Încă nu fac ilegalități. A, nu faceți ilegalități. Da. Să știți că pentru orice dosar penal se face anchetă și trebuie să dați cu subsemnatul. Da. Și vă spun numai de la mine, aveți 20 de dosare penale și de la Partidul SOS România. Da? Da, nu e propagandă. Nu, propaganda s-a făcut tot dumneavoastră. Deci, vă așteaptă să dați interviuri de-astea contrafăcute. Am înțeles. Deci domnul nu este... Deci în calitate de prim-ministru nici măcar nu știți cine poate să semneze un contract cu OMV-ul. Vai de capul nostru și ați fost prim-ministru. Vai de capul meu. Eu nu eram avocat, eram suspendată. Așa că nu aveam cum să semnez. Da, am fost suspendată. Da, că eram în concediu îngrijire copil. Vezi că habar nu ai? Vezi? Hai că cu mine nu-ți merge, că eu nu sunt Simion, prietenul tău cu care te pupi. Hai, vino încoace și vorbește oamenilor, haide, vorbește cu oamenii și spune-le cum te-ai pupat cu Simion, da? Da, v-ați pupat cu Simion, ce legătură? Cine era? Eu l-am adus în parlament, da, așa, bravo, asta a spus un adevăr, eu l-am adus în parlament. Excelent, dacă opoziția recunoaște asta, e minunat.
Excelent! Aici am plicurile de la oameni. Doamne, ce e aici? Ia uite că pe jos de câte sunt. V-a plăcut? Bă, pe aici trebuie să iei pe ăștia la întrebări, pentru că ziariștii niciodată nu întreabă nimic. Nici măcar nu știe despre, de fapt nu știe, știe. Dar nu știe cu ce să atace, că n-are cu ce. Pentru că pe mine nu mă poate șantaja nimeni cu nimic. Că dacă ar fi fost ceva, credeți-mă, până la ora asta eram vai de capul meu. Da? Ia fiți atenți aici, domnul Câțu. Sau cine e aici? Ia să vedem, nu fi Câțu? Ia să vedem. Ia fiți atenți aici. Ia. Aici mințiți, domnule Câțu, că aici vă permite presa pe care o plătiți. Bravo, domnul Câțu, dați cu minciuna, dați cu minciuna cât mai puteți, domnul Câțu. At, minciuna TV. Așa vedeți pe toți, da? Ca să înțelegeți, minciuna TV. Mincinosul mincinoșilor, un prim-ministru care habar nu are cine semnează acte în calitate de prim-ministru. Vai, mama noastră! E, așa m-aș fi așteptat să aibă discurs domnul Siemion. Dar dacă-s prieteni, i-am filmat. Mamă, ce mișto l-ai v-am făcut, fraților! Nici nu m-am așteptat. Zici că mi le așează Dumnezeu, unul după altul. Pe aici trebuie să mergi numai cu... Eu uitați-i acum pe toți, ia fiți atenți cum se întâmplă așa. Vela acolo, ok. Aici e altul. Ăștia-s de la PNL. Ce dracu fac ăștia pe aici, frate? Eu vorbesc peste tot. Ce aranjamente fac ăștia pe aici? Așa e peste tot, să știți. Într-o parlamentul ăsta, toată lumea e pe aranjamente pe la colțuri. Ia uite așa, uite-o pe doamna Firea, ia uite. Ia uite pe doamna Firea. Ia uite. Se mai vorbește pe... Ia uite. Ia uitați-vă aici. Ia, mi-a întors spatele. I-a zis ăla, vezi că e șoșoacă. Hai de cap, hai că nu mai am timp, mă duc la realitate. Iată, PSD-ul cu PNL-ul împreună. Extraordinar. Băi. Băi, frate. Deci credeți-mă, pe ăștia pot să-i filmezi în continuu. Stai să vezi. Stai să vedeți. Știți că azi a mai murit o persoană arsă. Aaa, ia uite-o aici, asta să vedeți pe tantie Roberta Anastase. Ia fiți atenți aici. A, ce e aici? Ia uitați-vă. Aliniat să le vină mașinile de fiță. Ia fiți atenți aici. Ia uitați-i. Ia uitați-i. Da? Ia uitați-i. Ia fiți atenți să vedeți ce de mașini de fiță vin. Hai, ia stați așa. E disperare mare. Pe aici trebuie să mergi cu aparatul deschis. Ia uite ce fice râd. Îi doare pe ei în funde pe crevedia și de alte nenorociri. Pe aici trebuie să mergi numai cu live-ul ca să-mi tomoare ăștia. Da. Ia uite-i. Ia uitați-i pe toți. Hai că i-am prins pe ăștia niște chestii mizerabile. Ai de capul meu. Mafia Parlamentului. Mafia Parlamentului. Da. Ce-au blocat drumul. Nu-i nimic. Băi, Silviu, nu se poate așa ceva. Băi, nu-i adevărat, mă. Nu pot să cred așa ceva. Dragilor, nici nu m-am așteptat ca o primă zi în Parlamentul României să fie așa și să descoper niște chestii la care nici nu m-aș fi gândit și nu mi-ar fi trecut prin cap, deși știam eu ceva, dar nu m-am așteptat. Arată catedrala. Lasă-mă catedrala, că e ok.
Măcar până la urmă Boru s-a trezit și a început să ajute oamenii. La Crevedia au fost singurii care au intervenit alături de noi și le mulțumesc că s-au trezit. Asta trebuie să facă creștinii. Mulțumesc Patriarhiei Române și Arhiepiscopiei Târgoviștei că au înțeles și le mulțumesc din suflet că au ajutat oamenii. Asta trebuie să facă preoții. Bravo! Așa! Bun! Hai că se poate! Dar... ați văzut mitocănia în persoana domnului Căcâțu, da? Deci Simion intră, îl ia în brațe, îl pupă, se pupă, iar el îmi spune, i-am zis să nu cumva să facă scandal și să mă filmeze. Bă, mă lași, bă, te-am filmat. I-am surprins pe ăștia în cele mai cumplite ipostaze. Deci au înțelegere între ei. Da. Nu mă filma astăzi, da. Că sunt mahmur de azi. Te-a venit să-i pupe, Simion, s-a îmbrățișat cu toți de la PSD și PNL. Dar noi știm asta, e bine că vede și lumea. Ai de capul meu. Deci lăsați-mă, vă rog frumos, să-mi revin. Cel mai urât a fost când... ce face? Cel mai urât a fost când am cerut moment de reculegere pentru Crevedia și nu s-a ridicat nimeni în afară de Boancă. Atât, Rodica Boancă. Rodicuță? Atât. Ok, fată de bun simț, dacă nu zăpăcesc unii din spate cu mizeriile, cum o învăța Simion. Dar m-am întors către domnul Ciucă și am spus, domnule președinte, vă rog frumos, și domnul președinte Ciucă, militar, că măcar atâta militarii, să știți că mai au onoare. Iar Ciucă nu trebuia să... da, reflexele, dar Ciucă știe, când e vorba de... moment de reculegere, toată lumea se ridică. Și la un moment dat s-a stat mai mult, pentru că moment de reculegere ține un minut. Și din dreapta, de la PSD, se vede că am ținut filmarea să se vadă. Cei de la PSD au început să vocifereze, domnul președinte, hai gata că s-a terminat momentul. Pă bune, nu fă rușine, mă. Domnul PSD-ul, mă! Deci PSD-ul s-a revoltat. Supărația a luat foc pușculița PSD-ului. Da. Și au sărit cisternea în aer. Da? Aha. Deci ca să știți despre ce este vorba. Ca să înțelegeți. Deci taman de la PSD au vociferat. De ce se ține momentul de reculegere atât de mult? Pă bune? Deci voi sunteți cu GPL-ul, voi sunteți cu explozia. Păi credeți că mă încântă cu ceva că l-ați expuls, dat afară pe primarul de la Crevedia? Ăla rămâne tot omul vostru, cum toți de acolo stai voștri, firma aia PSD-ului, pe bune. Asta înseamnă că au găsit o vinovăție de la dat afară, nu? Bănuiesc, păi, că nu de afară. Înțeles, da. Păi, vă aștept, oamenii, să vă treziți. Treziți-vă odată. Vorba lui Vadim Tudor. Treziți-vă, români, sau veți pieri. Dumnezeu să binecuvânteze România și poporul.